În ultima parte vom discuta despre piața de mărfuri. Și vom începe cu petrolul. În ceea ce privește materia primă, aceasta a traversat o perioadă descendentă. Astfel am asistat la o scădere și la o revenire în zona nivelului de 47 de dolari per baril. Acest lucru fiind o urmare a unui nou val de temeri legate de faptul că pandemia va încetini redresarea cererii globale de petrol. Astfel, vorbim despre faptul că New York-ul se pregătește de intrarea într-un nou lockdown total după creșterea numărului de infecții, în timp ce Londra este plasată în cea mai restrictivă categorie de orașe din Marea Britanie, începând de miercuri. Vorbim despre acea categorie a treia, care presupune cele mai dure măsuri luate tocmai în ideea în care se încearcă stăpânirea acestui virus. Pe de altă parte, vorbeam și ieri despre acele noi restricții impuse la nivelul întregii Germanii, tocmai în ideea de a ține sub control situația, acestea urmând să fie valabile până pe 10 ianuarie. Prin urmare, economiile importante se confruntă în continuare cu aceste probleme. Iar acest lucru, desigur, s-ar putea transpune într-o lipsă a mobilității la sfârșit de an, mai ales în această perioadă festivă în care de foarte multe ori persoanele circulă și călătoresc foarte mult în vizită la rude, în vizită la prieteni, iar acest lucru desigur duce la o cerere în creștere pentru combustibil în prima fază, ceea ce duce desigur la o îmbunătățire a prețului materiei prime, vorbim desigur despre petrolul brut. De această dată se pare că situația va fi ușor diferită. Totuși, aspecte interesante vin în continuare din China, unde vedem o îmbunătățire considerabilă a atitudinii. Astfel, producția industrială a Chinei a crescut în noiembrie cu 7%, respectând așteptările, fiind în ton cu acestea. Mai mult, vorbim despre faptul că națiunea a procesat un volum record de petrol brut în termeni zilnici, pe măsură ce consumul de combustibil și-a revenit. Prin urmare, vorbim despre un aspect destul de pozitiv. Pe de altă parte, perspectivele pe termen scurt nu sunt întocmai cele mai optimiste, iar mai mult este posibil ca situația să fie și mai problematică în cazul în care instituția OPEC Plus nu va lua decizia așteptată în cadrul întâlnirii de pe 4 ianuarie. Atunci instituția se va întâlni tocmai pentru a evalua starea pieței petrolului, iar în acest moment se pare că planul este ca producția să fie majorată treptat pe perioada următoarelor 4 luni, ceea ce nu ar afecta, cel puțin în primă fază, nu ar afecta prețul petrolului și pare să nu aibă potențialul de risc de a duce la un surplus de ofertă la nivelul la nivelul materiei prime. Totuși, rămâne de văzut dacă restricțiile noi impuse la nivelul celor mai importante economii vor avea acest efect sau vom asista la măsuri mai
temperate. Mai mult, vorbim și despre anumiți factori de risc și la nivelul Asiei, unde în Japonia a fost suspendat sistemul de călătorie intern pentru 2 săptămâni, tocmai din cauza creșterii numărului de cazuri la nivel global, în timp ce vorbim despre numărul de cazuri în creștere din Coreea de Sud. Prin urmare, se pare că situația pandemică este departe de a fi ținută sub control, chiar și în anumite state care păreau să fi depășit această etapă și să se afle în ipostaze mai optimiste. Iar acest lucru, după cum am spus, ar putea transpune într-o cerere mai scăzută pentru combustibil în primă fază, dar și pentru alte produse pe bază de petrol. În contextul actual, prețul rămâne în continuare la niveluri foarte ridicate și foarte aproape de maximele ultimelor 9 luni, de la 47,70. Acest lucru ne indică în continuare un oarecare nivel de optimism la nivelul pieței și mai mult optimism legat de o posibilitate redusă ca aceste informații să determine corecții mai ample pe termen scurt și mai degrabă să aibă loc doar ajustări de moment care ulterior să fie îmbunătățite. Rămâne de văzut dacă acest scenariu se va materializa sau nu și dacă această atitudine optimistă este într-adevăr calea de urmat. În ceea ce privește aurul, metalul prețios a traversat o perioadă destul de interesantă. Astfel, acesta reușește să se redreseze pe fondul așteptărilor optimiste legate de noi măsuri de stimulente în SUA și în special vorbim despre măsuri impuse pe de o parte de Rezerva Federală, iar pe de altă parte vorbim și despre acele măsuri care ar putea să fie aprobate de către Congres. Astfel, negocierile în Congresul American continuă, ceea ce reprezintă desigur un aspect foarte pozitiv și mai mult vorbim și despre faptul că astăzi va începe întâlnirea de 2 zile a Rezervei Federale, unde metalul prețios ar putea să primească mai multă susținere, întrucât piețele se așteaptă ca instituția să ofere noi perspective, noi măsuri de ghidaj, în special cu privire la programul de achiziționare de active, unde se așteaptă majorări sau modificări optimiste în acest context, ceea ce desigur ar putea să ducă la un element optimist pentru prețul aurului. Mai mult, slăbiciunea dolarului american a favorizat această revenire din partea metalului prețios, care vedem că s-a apropiat de această limită inferioară a zonei de rezistență de la 1848. Acest lucru ne indică o creștere de peste un punct procentual și ar putea să ducă la o testare în următoarele ore, tocmai pe fondul acestui context favorabil pentru moment. În ultima parte vom discuta despre monedele digitale și vom vorbi despre Bitcoin. Principalul instrument de pe această piață vedem că a reușit să revină deasupra pragului de 19.000 de dolari și s-a reîntors în apropierea maximelor locale, care vedem că au fost atinse la 19.800 de dolari. Mai mult, această zonă de rezistență de la 19.635 de dolari reprezintă un fost maxim istoric, ceea ce ar putea să opună mai multă rezistență. Totuși, trebuie remarcată revenirea foarte puternică dezvoltată în timpul weekendului, când prețul, după testarea unui minim
local la 17.476 de puncte, vedem că a dezvoltat o secvență pozitivă extrem de puternică, ceea ce, desigur, a dus la un răspuns din partea cumpărătorilor și a readus prețul la niveluri mult mai pozitive. Pe de altă parte, trebuie spus că este sfârșit de an, iar în această perioadă volumul este unul mult mai scăzut, întrucât investitorii sunt mai degrabă rezervați în această perioadă de sărbătoare și de vacanță, mai ales la nivelul clienților instituționali, întrucât aceștia doresc mai degrabă o perioadă de așezare, o perioadă de pauză, de așteptare, în detrimentul deschiderii unor poziții mai riscante pe sfârșit de an. Dar, după cum spuneam, revenirea deasupra nivelului de 19.000 de dolari este un aspect pozitiv. Și vedem că prețul se află și în apropierea celor două medii mobile, cea de 50 și cea de 200 de perioade, ceea ce ar putea să ofere un nivel suplimentar de încredere cumpărătorilor. Totuși, în sfârșitul de an ar putea să fie unul mai liniștit din punct de vedere al volumelor. După cum spuneam, investitorii tind să aibă alte puncte de interes în această perioadă. Calendarul de astăzi aduce o serie de date destul de interesante. Desigur, la ora 15.30 vorbim despre date din SUA, unde va fi publicat indicatorul New York Empire State pentru luna decembrie. Vedem că se așteaptă o ușoară îmbunătățire de la 6,3 puncte la 6,9 puncte. Ulterior, indicele de producție industrială pentru noiembrie. Vedem că se așteaptă o creștere timidă, 0,3% în termeni lunari, față de nivelul anterior de 1,1%. Iar apoi, la 11.40, stocurile API, privind stocurile de petrol din SUA, unde vedem că se așteaptă o scădere a acestora cu 1,2 milioane de barili. Rămâne de văzut dacă acest scenariu se va materializa sau dacă mai degrabă vom asista la o nouă creștere conform trendului din ultima săptămână, când a avut loc o creștere cu 1,14 milioane. În continuare, piața petrolului tinde să fie destul de volatilă. Iar, pe de altă parte, piețele de capital vor continua să se axeze către principalele subiecte de interes și aici vorbesc în special despre Brexit, desigur, și despre pachetul de stimulente din SUA și modul în care evoluează procesul de vaccinare la nivelul celei mai mari economii ale lumii. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi excelentă și plină de spor. La revedere!